Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un unboxing foarte mare. Am primit o cutie mare de la Notino. Am cheltuit aproape 400 de lei pentru că îmi face mare plăcere să-mi cumpăr cosmeticele odată la câteva luni și să le cumpăr așa pe toate deodată. Și cosmeticele, și articolele de machiaj, și articolele de igienă. Îmi face mai mare plăcere să le văd pe toate așa într-un pachet, ca o surpriză, ca un cadou făcut mie însă, decât să mă duc în fiecare sâmbătă la supermarket și să cumpăr odată un deodorant, odată un gel de duș, odată dischete de machiante. Îmi place mult mai mult să le văd așa pe toate împreună. Am primit pachetul ieri și inițial am vrut să fac un real unboxing, adică să desfac fiecare articol, pentru că vin ambalate individual, să-l desfac pe fiecare în fața voastră. Însă nu am mai avut răbdare și aseară pe la ora 11 am tăiat benzile cu care era lipită cutia și am desfăcut pachetul pentru că eram foarte, foarte curioasă de un parfum pe care mi l-am luat, pentru că da, mi-am luat și un parfum de data asta, un parfum pe care l-am văzut eu mai de demult și la care m-am tot gândit, pe care nu l-am mirosit niciodată, deci a fost un blind buy și pe care o să vi-l arăt chiar acum. Acesta este un parfum de Gloria Vanderbilt și se numește Minuit a New York, adică miezul nopții la New York. Eu am parfumul original Vanderbilt, Gloria Vanderbilt, care a apărut în anii 90, care a avut un succes imens și care de atunci încoace se vinde în continuare foarte bine. Asta este o variantă, un flanker, aș putea să spun, apărut în 2015. Nu l-am văzut de mult, dar de câteva luni de când a apărut pe Notino, sau poate numai atunci l-am observat, eu mă tot gândesc la el și vreau să vă spun că este absolut minunat. Așa arată sticluța de 100 de mililitri, este identică cu cea originală, însă parfumul, esența parfumului este o idee mai închisă la culoare, de fapt este chiar mai închis la culoare, este așa un roz movuliu. Capacul este la fel, lebăda de pe sticlă este la fel, este absolut identic. Este un parfum oriental floral, după cum arată descrierea oficială. În primul moment în care l-am încercat, am simțit mirosul de tuberoze. Tuberoze amestecat oarecum cu bujori. Într-adevăr, ambele flori apar în compoziția acestui parfum, însă mirosul de tuberoze m-a izbit din plin și vreau să vă spun că tuberozele îmi plac extraordinar de mult, deși au un miros oarecum greu. Sunt niște flori cu un miros foarte greu, foarte apăsător. Nu este potrivit pentru vară parfumul acesta. Abia din toamnă încolo cred că o să îl folosesc. Însă mi-a plăcut foarte, foarte mult. După ce l-am pulverizat pe mână, mi-am dat seama că are niște note care îmi aduc foarte bine aminte de un parfum pe care îl am, pe care îl cunosc foarte bine și nu-mi dădeam seama la ce anume mă duce cu gândul. Și pe urmă mi-am amintit de Samsara de la Guerlain. Nu este identic cu Samsara, însă aduce foarte bine, are niște note comune care îmi plac extrem de mult. Este un parfum elegant, un parfum greu, după cum am spus, cu o persistență foarte, foarte bună. Eu m-am dat aseară, când am desfăcut cutia, pe la ora 11, aici pe mână și pe încheietura mâinii și dimineața când m-am trezit pe la 7 încă îl simțeam. Deci nu pot decât să vi-l recomand, mai ales că prețul este incredibil de mic. Nu știu, nu mai țin minte exact cât am dat, factura este numai pe e-mail, nu am găsit-o în cutie, dar este în jur de 40 de lei o astfel de sticluță de 100 de mililitri și este, dacă bine țin minte, da, este apă de parfum. O să vă arăt întâi chestiile mai interesante pe care le-am cumpărat și pe urmă trec la cele mai plictisitoare. Mi-am cumpărat un rimel de la Rimmel Scandal Eyes. Eu am mai avut varianta asta, poate că nu era chiar la fel tubul, că parcă era tot portocaliu, dar este un rimel pentru volum care mie îmi place foarte mult, mi se potrivește foarte bine și într-adevăr dă volum genelor. Singurul lucru la care ar trebui să vă gândiți dacă vreți să îl cumpărați este faptul că are o periuță foarte, foarte mare și dacă aveți ochii mai mici sau dacă aveți genele foarte scurte, nu știu dacă vi se potrivește. Eu, cum am așa ochii mari și genele destul de lungi, îmi place periuța pentru că dintr-o singură aplicare pot să-mi dau așa pe toate genele. despre asta vorbesc, despre această periuță care este foarte mare și dacă aveți genele prea scurte, s-ar putea să vă murdăriți pe lângă ochi atunci când aplicați rimelul. Următorul produs de machiaj și ultimul, cred că două produse de machiaj mi-am luat, rimelul și acest blush, un roșu de obraz. Este de la NYX și este în nuanța Bang Bang, așa se numește. Am căutat de foarte mult timp un blush care să mi se potrivească și am găsit foarte greu, dar vreau să vă spun că de asta sunt super încântată. În primul rând pentru că este un blush mat. Mie nu-mi plac blush-urile care sunt cu glitter, care sunt lucioase, care sunt foarte strălucitoare. Adică nu că nu-mi plac, nu mi se potrivesc mie. Mi se pare că dacă mă dau așa cu ceva strălucitor pe obraz, îmi ies toate ridurile în evidență. Și de asta am căutat ceva care să fie mat. Și de asemenea îmi place foarte mult și culoarea, pentru că este cumva o culoare mai maronie, un nude închis înspre culoarea pământului, nu este nici roșu și nu este nici roz, nu este nici portocaliu, este exact nuanța care mi se potrivește cel mai bine. Credeți-mă că îmi caut de foarte mult un blush care să mi se potrivească. Mi-am cumpărat vreo 2-3 între timp și n-am fost mulțumită de nici unul și vreau să vă arăt blush-ul pe care l-am folosit până la ultima picătură și căutam ceva similar și în sfârșit am găsit. Ăsta era de la Max Factor și l-am avut de câțiva ani, este praf deja. Ăsta era blush-ul pe care l-am avut înainte de la Max Factor. Vedeți în ce hal l-am adus, era deja de nefolosit, dar mă bucur foarte tare că în sfârșit am găsit ceva similar. Singura chestie care nu-mi place la blush-ul acesta de la NYX este ambalajul, care este un plastic extrem de cheap și are un aspect foarte ieftin, deși a fost vreo 40 de lei, dacă bine țin minte, în jur de 40 de lei a fost, dar după ambalaj nu aș fi dat mai mult de 10 lei pe el, însă îmi place tare mult. Și dacă tot am spus că la început o să vă arăt lucrurile care m-au încântat cel mai tare, vreau să vă spun că nu m-am putut abține și mi-am cumpărat încă o lumânare parfumată de la Yankee Candle. Aceasta este Fresh Cut Roses și miroase a trandafiri. Dar știți cum miroase? Parcă ești într-un câmp de trandafiri din ăla, într-o cultură de trandafiri din Bulgaria. Știți că bulgarii se pricep foarte bine la trandafiri. Miroase ca și când ți-ai băga așa nasul într-un buchet de trandafiri și mi-aduce aminte de buchetele de flori pe care le primea mama mea. Mama mea a fost profesoară și întotdeauna la sfârșitul anului, la sărbarea școlară de la sfârșitul anului, venea acasă cu foarte mulți trandafiri, foarte multe buchete de trandafiri și umplea toată casa cu mirosul acela și mi-a stârnit aceste amintiri din copilărie lumânarea asta. Am cumpărat-o pe asta și nu pe alta pentru că era la reducere. A fost, cred că, 90 de lei. De obicei, lumânările astea mari de la Yankee Candle costă în jur de 130-140 de lei, dar au un timp de ardere foarte lung, 150 de ore. Deci 3-4 luni ține dacă o aprinzi în fiecare seară. Și asta era la reducere și am căutat review pentru această variantă, pentru varianta asta cu trandafiri și vă recomand să faceți același lucru atunci când vreți să investiți, că practic e o mică investiție, o sumă din asta așa de mare într-o lumânare. Pe site-ul yankeecandle.co.uk sunt foarte multe review-uri la toate lumânările pe care le fabrică această firmă, acest brand. Și sunt părerile celor care într-adevăr le folosesc și o să vă spună cât de tare miros, dacă într-adevăr seamănă cu ceea ce scrie pe etichetă, dacă se regăsesc în mirosul respectiv, dacă au fost mulțumiți, dacă nu au fost mulțumiți. Eu întotdeauna acolo caut review-uri și întotdeauna s-au potrivit foarte bine și după review-urile alea am reușit să cumpăr întotdeauna lumânări de care nu am fost dezamăgită. Asta cu miros de trandafir este absolut minunată și abia aștept să treacă zilele astea caniculare pentru că este foarte cald acum și stau cu geamul deschis și nu aprind lumânări când sunt cu geamul deschis. Dar cu siguranță când se face un pic mai frig afară și o să dorm noaptea cu geamul închis, o să încep să aprind lumânarea asta. Îmi plac foarte mult și borcanele și ambalajele astea de la Yankee Candle. Poate că ați văzut că în bucătărie am deja vreo 5 sau 6 borcane goale în care îmi țin diverse alimente, diverse condimente și arată nemaipomenit de bine și pe raft în bucătărie. Și o să vă las undeva aici modul în care curăț eu lumânările borcanele de lumânări, astfel încât să se ducă toată ceara de pe ele și să se ducă și mirosul. Practic sunt borcane de sticlă, mirosul nu ar trebui să se impregneze. Singurul loc în care se impregnează puțin mirosul și se simte încă vreo săptămână, două după ce se termine lumânarea, este această garnitură de cauciuc sau de plastic, nu știu de ce este, dar dacă lași borcanul deschis o perioadă, după ce s-a terminat lumânarea, nu dispare mirosul și din acea garnitură. Este absolut minunată această lumânare și vă recomand. Trec acum la chestiile pentru păr pe care mi le-am luat. Mi-am luat două vopsele de păr. Un singur tub folosesc odată, nu folosesc două tuburi, dar să-mi ajungă pentru două ture. Mai nou am descoperit vopseaua asta de la Schwarzkopf Palette în nuanța N670, blond mediu, blond mijlociu se numește și mi se potrivește foarte, foarte bine și am impresia că îmi place mai mult decât Londa, cu care am fost obișnuită deja de vreo 10 ani, tot pe aia am folosit-o. Dar se pare că și asta este foarte bună și mi se potrivește, v-am spus, perfect și parcă nu se decolorează așa de tare pe timpul verii ca și cealaltă. Apoi mi-am luat două șampoane uscate de la Batiste. Batiste mi se pare că este brandul care face cele mai bune șampoane uscate și ăsta original este preferatul meu, dar mi-am luat și varianta asta cu cireșe pentru că asta îmi place foarte tare cum miroase. Eu am părul uscat, dar foarte uscat la vârfuri și puțin mai gras la rădăcină și mai ales acum vara mi se pare că este soluția salvatoare atunci când n-ai vrea chiar să te speli pe cap și să mai amâni încă o zi. Eu cam de 2 ori pe săptămână, la 3-4 zile mă spăl pe păr și șampoanele astea sunt minunate, mie nu-mi rămâne deloc praf alb în păr, mi se potrivesc foarte bine, îmi dau instant volum la păr. Există și variantele acelea mici la 50 de ml pentru călătorii, travel size. Îmi cumpăr și din alea câteodată, mai ales atunci când călătoresc, mai puțin acum în ultima vreme cu călătoriile, dar șampoanele astea de la Batiste sunt minunate. Și tot pentru păr, o altă soluție salvatoare este acest concealer pentru rădăcinile crescute de la L'Oreal Magic Retouch în nuanța Dark Blonde. Este un spray colorant cu care îmi dau aici la rădăcini atunci când mi-a crescut părul și se văd rădăcinile albe și nu îmi place și mai am câteva zile până să mă vopsesc. Este foarte bun și produsul acesta, de când l-am descoperit nu-mi lipsește niciodată. Vreau să vă spun că nu se murdărește perna atunci când dorm, deci îmi fac cu spray-ul doar la rădăcini și nu mi s-a murdărit, nu mi s-a întâmplat niciodată să se murdărească perna. Mi s-a întâmplat în schimb atunci când m-am dat cu el pe păr sau, mă rog, la rădăcini, să pulverizez și pe bluză și să murdăresc bluza, dar astea sunt accidente care nu țin de calitatea produsului. Și ce vreau să vă mai spun, la ce sunt bune spray-urile acestea atunci când vă prindeți părul la spate și dacă nu aveți foarte mult volum la păr, dacă aveți așa un păr mai slăbuț cum am eu, aici pe laterale mai rămân goluri în care se vede pielea capului și nu arată, estetic vorbind, prea bine și puteți să dați așa cu un pic de spray din ăsta colorant și imediat nu mai arată prea puțin părul, arată că aveți păr mai mult. E o idee și asta și Magic Retouch este într-adevăr magic. Ce mi-am mai cumpărat? Două deodorante, ăsta de la Nivea Fresh Pure cu 0% aluminiu. Sper că nu are aluminiu, zice că este foarte toxic aluminiu în deodorante. Nivea este un brand care îmi place foarte mult, nu am ce să vorbesc prea mult despre un deodorant. Și mi-am mai luat încă unul de la Rexona, pe ăsta nu l-am avut niciodată și mi s-a părut așa foarte frumos colorat. Este tot un antiperspirant, antibacterial. Deci mi-am luat două spray-uri deodorante, astea bineînțeles că sunt articole de igienă care nu lipsesc niciodată din baie. Formă destul de plictisitor aș putea să spun, dar și astea am nevoie mereu de ele și mereu uit să cumpăr, de am luat două pachetele de dischete de machiante, le-am mai avut și pe astea de câteva ori și mi-au plăcut, am fost mulțumită de ele, mi-am luat două pachete să fie. Apoi am cumpărat două geluri de duș. Am, cred că, 6 geluri de duș desfăcute în baie și tot nu mă pot abține să mă opresc din a cumpăra, însă astea de la Dermacol miros atât de bine, sunt atât de hidratante, adică nu usucă pielea, asta am vrut să spun. Am în baie unul cu lime și struguri, care este absolut delicios și am găsit varianta asta cu cocos, care vreau să vă spun că miroase exact ca ciocolata Bounty, este adorabil și gelul acesta de duș, și acesta care este cu apricot. Ce înseamnă apricot? Caisă sau piersică? Caisă. Caise și pepene galben. Miroase a pepene galben, nu miroase deloc a caise, dar amândouă sunt absolut delicioase. Acum eu le tot spun delicioase, dar sunt niște geluri de duș care sunt foarte bune. În afară de mirosul minunat pe care îl răspândesc în toată baia, sunt și din punct de vedere al hidratării pielii de nota 10. Am cumpărat apoi o cutiuță de ulei de cocos. Uleiul de cocos este un ulei multifuncțional și se poate folosi începând de la păr, față, corp, pentru demachiere în nenumărate scopuri. Uleiul de cocos original se poate folosi și la gătit de altfel, dar desigur că nu l-am luat pentru gătit. Am luat cutiuța asta mică de 50 de mililitri, cred că doar atât are, ca să o pot ține în poșetă, ca să o pot pune și în bagajul de călătorie, ca să o pot duce și la avion. O să vă las link în descriere către un articol pe care l-am scris eu pe blogul meu, pe ioanaspune.ro, în care o să vedeți cele 10 utilizări, parcă 10 utilizări am dat eu atunci uleiului de cocos. Așa arată cutiuța, zice că este un ulei de cocos organic și așa arată uleiul de cocos atunci când este sub formă solidă, solidificat, la temperatură mai mică. Eu l-am ținut în frigider și de-aia arată așa acum. Însă atunci când îl ții la temperatura camerei, uleiul acesta se topește, adică devine exact ca un ulei, exact cum este uleiul de floarea soarelui, poate puțin mai gros, aceeași consistență o are și de asemenea în contact cu pielea. Când pui un pic de ulei din acesta, care este acum în formă solidă, pe piele, la temperatura pielii de 37 de grade, imediat se transformă în lichid și intră foarte bine în piele și miroase a cocos, miroase... Cui îi place mirosul de cocos, cu siguranță se va îndrăgosti de acest produs. Și la sfârșit, dar nu cel din urmă, mi-am cumpărat un spuman de baie de la Avon. De multe ori am spus, cred că de fiecare dată am spus când am terminat un spuman de baie de la Avon, că este cel mai bun produs pe care acest brand îl face. Spumante de baie ca la Avon nu am avut niciodată de la niciun fel de firmă, chiar și firme mai scumpe fiind. Ăsta este în varianta Goodnight Sweetheart și miroase... frumos, ca toate spumantele de baie de la Avon, la 1000 de mililitri și asta era la reducere, nu știu, am dat un preț foarte bun pe el, a fost un preț mic și tot timpul îmi place să le schimb și mai ales acum o să înceapă toamna în curând și o să înceapă băile prelungite, este bine să am cât mai multe ca să le schimb și să mă relaxez și să-mi facă plăcere orice baie pe care o fac seara. Aceasta a fost comanda mea de la Notino, ați văzut, am cumpărat destul de multe produse. Pentru fiecare dintre ele o să vă las link în descriere, ca de fiecare dată de altfel. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like. Dacă vă plac clipurile pe care le fac eu, m-aș bucura foarte tare să vă abonați la canalul meu și de asemenea să mă urmăriți pe Instagram pe ioanaspune.ro. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!